Bună ziua, doamnelor și domnilor, multuiților și stimaților, numai 7 septembrie, numai 7 septembrie astăzi. E și azi, miercuri, miercuri, da, că e miercuri că la 18 de seară am repetiție la circul militar. Da, deci e miercuri. Sesizați că nu ne vedem cu câte o săptămână, cu săptămânile, adică, da, ultima emisiune a fost acum vreo 7 zile. Ce înseamnă să lucrezi într-un colectiv mic și să apară brusc o grămadă de probleme, că așa se întâmplă toamna, da? Unii se duc să-și rezolve cu via, alții să-și vândă legumele, să mai știu ce dracu. Noi avem probleme de ordin tehnic. YouTube-ul ăsta și Google-ul ăsta și Facebook-ul ăsta pe care ne bazăm zilele, nopțile, relațiile, partidele de sex, tot se bazează pe internet, zilele astea, s-a gândit să ne facă nouă o problemă extraordinară. Și noi cum suntem ăștia de lucrăm în televiziunea asta online, numai pe internet, Roman 24, nu le putem rezolva pentru că nu știm mai mult de atât. Da? Și anume, nou începe YouTube-ul să ne blocheze emisia live și probabil că ați sesizat căderi de emisie dacă urmăriți site-ul Roman 24 sau transmisia de pe Facebook sau transmisia de pe YouTube, începe să ne pice pentru că ne blochează canalul. Nu înțeleg de ce. În perioada asta, adică bine, parțial înțeleg de ce. În perioada asta sunt o mulțime de evenimente care conțin muzică, frate. Da? Conțin muzică. Sunt interpreți care cântă pe scenă. Noi filmăm că avem niște contracte, da? Filmăm la cererea expresă a organizatorilor evenimentului respectiv și filmăm cu acordul celor care sunt efectiv pe scenă, care ăia cântă melodii de ale lor sau de ale altora. Da? Nu ne blochează YouTube-ul de fiecare dată aproape sunetul sau clipuri întregi pe România, pe Europa, pe lumea întreagă. Dracu să ia că m-am săturat răspunzând la... Așa că ce emitem noi, ce transmitem noi, conține uimitor muzică. Deci vă rog, dacă există cineva capabil să aibă, că aibă capacitatea să le zică și nouă ce Dumnezeu trebuie să-l sun pe Zuckerberg, pe cine să sun, pe președintele Statelor Unite, că-l sun, să-l lămuresc că asta este treaba noastră, să nu ne mai blocheze, bre, că din asta trăim. Ne-au omorât, frate, zilele astea. Deci, ca urmare, așa, deci, prin urmare, da? N-am putut să mai fac și emisiuni. 24 de titluri așa, de n-ar mai fi, pentru că am stat să chinui să avem emisie și probabil că și zilele astea va pica din nou, pentru că, na, sunt evenimente. A fost ziua Comunei Pâncești pe care o transmitem, unde, uimitor, vă zic, au cântat interpreți de muzică populară. S-a ascultat muzică. Sabe? Eu înțeleg legea drepturilor de autor. O înțeleg perfect. Nici mie nu mi-ar conveni să folosească cineva produsul, da? Fără măcar să mă întrebe. Eu n-aș lua bani cu siguranță, că sunt din aia proștii care nu valorifică ce știe să facă. Dar măcar să mă întrebe, bă, pot să folosesc și eu ce ai zis tu? Da, chiar te rog, frate, dă din gură în gură ca în Republica Română. Da? Și înțeleg legea dreptului de autor. Pe de altă parte, însă, este o țară dusă la extrem, bre. Dacă văd un accident pe stradă și îl filmez, dar din mașina aluia se aude muzică, mie îmi blochează YouTube-ul chestia asta. Bun, da, ne-am că ai putea să scoți, da, domnule, să scoți sunetul, da, la montaj s-ar putea, dar hai să spunem că mă duc și fac live, că am posibilitatea pe Facebook. Și lui ăla i-a rămas blocat acolo sunetul, da? Iohannis, frate, face accident în Roman cu mașina. Și se lovește cu altă mașină lângă un restaurant din care se aude muzică sau un bar din care se aude... Mie îmi blochează, înțelegeți? Legea dreptului ăsta de autor e o țară dusă la extrem, cel puțin de... Aici nu pot să înțeleg. Sunt în discuții chiar în momentul ăsta cu Loredan Șuhan de la Casa Veche, care organizează din nefericire ultima ediție a Vocea Romanului. Da? Ați citit în presa locală, probabil, pe 9 septembrie și pe 11 septembrie
la Casa Veche din Roman și știu că o să-mi săriți în cap. Iar faci, bă, reclamă, la nu-i fac reclamă, prezint un eveniment. Eu tot îl rog de 2 zile să ne întâlnim și să-mi dea și mie un interviu. Bă, frate, ce se întâmplă? De ce e ultima? Cine să participe? Care îți primi? N-am apucat să vorbesc încă cu el. Poate astăzi, după înregistrarea asta, o să reușesc să trag o fugă pe la Casa Veche să vorbesc cu Lore și să-mi spună cele 3 cuvinte pentru o știre și tot zice, a, băi, dar nu veniți să filmați, dați în direct, eu cu drag aș veni, dar pe cuvântul meu, că atâta muncă, deci să stai ore în șir în picioare, să filmezi un eveniment care este într-adevăr foarte fain, că sunt o grămadă de talente în Roman, o grămadă de copii, o grămadă de tineri, de oameni care au voce și ar putea să dea foarte bine, ca să ce? Să mă blocheze YouTube-ul pe urmă, sau în timp ce emit chestia asta pe YouTube, să primesc e-mail că v-am oprit canalul pentru că emiteți muzică fără drepturi de autor. Deci după ăștia ar trebui să stăm într-o tăcere continuă, frate. Înțeleg? Eu mor. Și aș vrea, serios, că aș vrea să transmitem live pe 9 și 10 septembrie, vineri și sâmbătă, seara, de la ora 21, scrie mare pe pagina lor, mare concurs, mare, Vocea Românului, a 4-a și ultima ediție. Nu știu exact, e steluța acolo, n-am apucat să văd ce înseamnă steluța, s-ar putea să fie ultima pe anul ăsta. Nu. E chiar ultima. Concursul organizat an de an în luna septembrie la restaurantul Casa Veche, știți foarte bine, vino pe scenă și cântă-ne, impresionează juriul și publicul, strânge cele mai multe voturi și câștigă-ne premiile, care premiul întâi înseamnă 1000 de lei, premiul de popularitate 500 de lei. Premii surpriză pentru toți concurenții, pentru că e ultima ediție și în continuare voi spune din păcate, dar e ultima, că îl înțeleg și pe omul ăsta, că din cultură în Roman nu prea să scot și finanțe, adică poți să fii oricât de doritor de cultură ai fi. Este, vedem cum este Romanul. Bine ați venit în Roman, locul unde cultura înseamnă să scuipi sămânțe și să asculți manele. Și să bei bere și să mănânci mici și grătar. Îl înțeleg și pe omul ăsta, a făcut 100 de milioane de concerte până acum live la Casa Veche, le-a promovat cât a putut el mai bine, cât am putut l-am ajutat și eu și noi ca televiziune și prietenii și amicii din gură în gură, că asta e cea mai bună publicitate, frate, și la final să ai 10 sau 15 oameni în sală nu-ți convine, da? Înțeleg că vrea să facă ultima ediție. Sunt evenimente care nu merită, îmi pare, financiar vorbind. Adică, ok, cultura e ok, ne place tuturor cultura, toată lumea se plânge. Bă, frate, tinerii sunt inculți, tinerii, generația asta nouă cresc cu subcultură sau cu non-cultură. Generația nouă nu știe ce înseamnă o muzică bună. Și când faci cu muzică bună, nu îi duci pe copii să vadă muzică bună, să asculte muzică bună. De ce? Că varii motive. Și te trezești în sală sau în locația respectivă cu 10, 15, 20 de oameni după ce ai plătit un artist 1000, 1500 de euro. Și la final nu merită. Deci veniți ca să mă întorc la Vocea Românului, ultima ediție din păcate, pe cea de anul trecut am difuzat-o și noi, dacă o căutați, ca să vă faceți o idee cam despre ce e vorba, căutați pe YouTube Vocea Românului, nici nu trebuie să-i puneți anul, că e singura pe care am difuzat-o, și să vedeți prezentarea concurenților, cine a fost, cine a cântat, cum a cântat, fiecare cum a reușit să impresioneze juriul, mai mult sau mai puțin. Așadar, anul acesta, pe 9 și 10 septembrie, ultima ediție a... Vedeți cum stă părul? Și ăsta e nebun. Ultima ediție a Vocii Românului la Casa Veche, cu speranța că undeva după înregistrarea emisiunii ăstea o să dau și eu în sfârșit de omul ăsta, de Lori, organizatorul, ca să îmi dea câteva cuvinte pentru o știre. În caz că nu îmi dă câteva cuvinte pentru o știre, astea sunt toate informațiile pe care le avem și noi. Și cu asta am încheiat aici, pot să trec la alt subiect. Vă spuneam că suntem în 7 septembrie, deja am întârziat cu promovarea evenimentului ăsta mult prea mult, peste 2 zile deja începe concursul. Normal trebuia făcută cu 2 săptămâni înainte, cu 3 săptămâni înainte, ca să aibă oamenii timp să se prezinte la preselecții. Să încep cu la mulți ani, ba nu, hai să vedem evenimente, pardon. Am pe astea mai nouțe cât de cât. În 2005 în Egipt au loc primele alegeri prezidențiale, în 2001 în adunarea generală a ONU state membre decid în unanimitate că începând cu anul următor, 21 septembrie, să fie ziua mondială a păcii.
e bine că pacea are o zi, da? Dar în restul zilelor e război. În 2001 a fost prezentat în cadrul Festivalului de Film de la Veneția filmul lui Lucian Pintilie după amiaza unui torționar. În 1998 a fost fondat Google Incorporated. La mulți ani Google, fuck you Google. La mulți ani Google, am zis, da? Angela Gheorghiu, soprană română, Emanuel Kant Vasiliu, lingvist român, Ion Pacea, pictor român, Van Allen, fizician american, Elia Kazan, regizor, scenarist și producător american de origine greacă. Cine a murit? Ilarion Ciobanu, actor român de film în 2008, Virgil Săhleanu, lider sindical, Eugen Barbu în 1993, James Clavel în 1994. Brazilia își serbează ziua națională, aniversarea proclamării independenței față de Portugalia în 1822. Brasil, Brasil, Brasil! Începe școala, pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Copiii de clasa întâia sunt disperați în momentele astea. Unii își doresc să meargă la școală, să învețe lucruri noi. Alții merg pe ideea, mamă, nu mă trimite la școală, că nu vreau să merg la școală, iubitule, dar trebuie să mergi că tu ești directorul. Că râd copiii de mine, că mă bat, mă scuip, aruncă cu cocolașe de hârtie și... Da, dar trebuie să mergi că tu ești directorul, trebuie să ajungi acolo, da? Pentru că nu mai există respect. Asta încercam să zic. Îmi place titlul articolului de pe Mediafax, vine. Începe școala, curicula școlară românească în pas cu trecutul. Cu trecutul, da, ați auzit bine, specialiștii atrag atenția de mult că este nevoie de o adevărată revoluție curriculară și de programă școlară în sistemul de educație. Însă sistemul pare înnămurit în vechile rime tehne de dinainte de 1989, cum ar fi o curiculă bogată în materii. Numai în ultimii ani de liceu sunt numai puțin de 15 materii. Bă, și urmăream un film foarte fain, produs de Michael Moore, pe care îl recomand tuturor. El, Michael Moore, fiind un fel de stick it to the man, sau cum, sari la gâtul ăluia de sus. Omul e foarte franc. Unul dintre filmele sale, voi spune film în continuare, deși, da, cred că e de la categoria filme, aș spune mai mult, documentar, reportaj, da? Unde să invadăm mai departe? Următoarea, da? Where to invade next? Am făcut așa o traducere. Dar unde să mai invadăm? Ce țară să mai invadăm? Și bla 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 peste una peste alta ajunge omul în Finlanda parcă. Unde ideea filmului, ideea lui în pelicula respectivă este să invadeze de unul singur câte o țară și să fure din țara respectivă, să ia din țara respectivă ideea cea mai bună. Ce are țara respectivă mai bun? Cum Statele Unite invadează mai toate țările din lume și iau din țările respective ce au alea mai bun, omul nostru s-a gândit să invadeze de unul singur. Și s-a dus în Italia, de unde a luat zilele libere, că italienii au o gârlă de zile libere. Față de Statele Unite, zic, da? Ce lipsește? Idei care lipsesc în Statele Unite... Dar le-au alte țări și omul a zis, bă, ideile-s bune, hai să vedem dacă le putem implementa la noi. Și s-a dus omul să invadeze. Printre altele, invadat la un moment dat Finlanda, da? Unde a plecat cu ideea că Finlanda este țara cu elevii cel mai bine cotați în întreaga lume. Elevii au rezultatele cele mai bune în lume. Finlandezii. Mă, parcă Finlanda, da? Sper să nu mă înșel, în fine. Da, Finlanda. Și zice, umbla omul cu drapelul Statelor Unite în spinare ca să-l înfingă în ideea aia și să ia ideea. Și se duce la o directoare de liceu. Cu gândul să o forțeze, să-i spună de ce elevii finlandezi au rezultate atât de bune.
Și îl citez din memorie. Înainte să forțez să-mi spună care e secretul, mi-a zis ea singură. Nu au teme. Nu le dau teme. Nu le dau teme pentru acasă. Fac 3 ore de cursuri pe zi. Din cele 6 cât le stau la școală, 3 sunt în care învață lucruri noi și 3 se relaxează. Nu au teme. Și a întrebat omul. Bine, a făcut și lui, exact cum am făcut și eu când am auzit chestia asta. Clanț, cum adică frate să n-aibă teme? Păi stai puțin, ce fel de învățământ e ăla în care nu-ți pui mintea la contribuție, da? Cum îți exersezi? Că și eu mergeam într-o perioadă pe aceeași idee idiotă, bă, creierul e ca un mușchi, frate, dacă nu faci 20 de flotări, s-atrofiază, deci dacă nu îl forțezi acolo să-l înnebunești în fiecare zi, azi 20 de probleme, mâine 40 de probleme la matematică, răspămâine 60 de probleme la matematică, el te tâmpești, ajungi din ăla, creierul s-atrofiază. Și profesoara respectivă, directoarea, spune, nu, frate, gândiți foarte prost. Noi nu le dăm teme. De ce? Păi una la mână este foarte simplu. Doi la mână zice, nu înnebunim cu 700 de chestii diferite într-o singură zi, pentru că nu va reține nimic elevul. Din 7, gândiți-vă că o oră de curs are 50 de minute. Da? 50 de minute în care profesorul trebuie să-i predea, iar elevul trebuie să rețină, să înțeleagă și să rețină. Păi unde s-a întâmplat miracolul ăsta? Ca în 50 de minute profesorul să-i predea jumătate din timp, iar în jumătatea celor 50 de minute, cu aproximație, deci în 25 de minute, elevul trebuie să priceapă ce i-a spus profesorul, să rețină și să găsească variante să pună în practică, ca să nu se atrofieze, ceea ce a învățat și a reținut. Nu se poate așa ceva. Și atunci i-au spus, renunțăm la o grămadă de materii, nu renunțăm la ele, dar nu-i înnebunim cu toate odată. Fizică de la 8 la 9, matematică de la 9 la 10, biologie de la 10 la 11, istorie de la 11 la 12, geografie de la cât am rămas? 12 la 1. De la 1 la 2 pune și chimie. 6 obiecte, când a ajuns la ora 2, elevul român a uitat care a fost prima lui oră. Da? Neamț, dar așa se face la noi. Băi, trebuie să scăpăm de sintagma asta. Așa se face la noi. Dacă străbunii au făcut chestia asta, nu înseamnă că era și bine. Înseamnă că așa a fost pe momentul ăla gândită chestia. Dar hai, Doamne, ajută să evoluăm și să ne dăm seama că sistemul în momentul ăsta nu e bun. Abandonul școlar în România este ceva de speriat. O grămadă de copii care spun, frate, nu mă duc la școală pentru că nu pricep niciun rahat din ce îmi spune acolo. Și nu înțeleg la ce îmi trebuie să demonstrez irregularitatea unei fracții care e așa de înaltă de iese din ecran. La ce mă ajută căcatul ăsta? Vreodată. Mă, poate să vrei să te faci inginer sau arhitect. Nu vreau să mă fac arhitect. Până la terminarea liceului, cu siguranță nu mă voi face arhitect. Mă voi face arhitect și mă voi duce la facultate să învăț să fiu arhitect. Nu mă nebuniți din liceu, bre, cu chestia asta. Că nu mă ajută. Problema reformei curriculare trenează de 26 de ani timp. Deci ăia din Finlanda nu au teme, nu îi nebunesc acasă. Mi-aduc aminte când eram în școală, aveam de citit pe timpul vacanței de vară, băi. Ne dădea profa de română 47 de lecturi. Din fericire, mie mi-a plăcut să citesc. Da? Citeam oricum, nu trebuia să mă forțez și să citesc anume lecturile alea. Mi-au dat mie să-l citesc pe Kant în clasa a 5-a. Dar cine dracu-i Kant în clasa a 5-a? Da? Ia citește tu niște Freud. Dar cine-i Freud? A vorbit despre problema femeilor. Am 12 ani! Nu știu cine-i Freud sau ce-i aia femeie. Nu dai să citesc Freud. 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 Da? Ca la noi. Și ne dădea profa de română să citim câte 45-50 de cărți. Când? Pe vacanța de vară. Bă, asta nu înseamnă că era o idee proastă. Cine vrea să citească, va citi oricum.
Partea proastă este că trebuia să le aducem comentarii, caiete întregi de comentarii la 45-50 de cărți citite. Și nu alea pe care le alegeam noi, că dacă era după mine, alegeam toată colecția submarinului Dox, care 20 de pagini în format A5 și gata, da? Da, erau volume. Ia citiți voi tot ce ține de Duma, da? Ia citiți-mi voi Cei trei mușchetari după 20 de ani, da? Băgați din astea. Că ai numai câte 3 volume fiecare. Păi când, Dumnezeule, să te ai și vacanță, să spui, știți, sunt în vacanța de vară. Păi și ce faci? Învăț. Merg la școală, practic. Școala de vară, că așa a avut profa de română. Bașca mai aveai pe lângă proful de română sau profa de română încă vreo 15 profesori și fiecare îți dă câte ceva pe durata vacanței. Și așa te plictisești, bă, n-ai nimic de făcut. Dă-i vacanță, știi? Și ce, bă? Creierul tău crezi că se oprește vacanța? Nu, trebuie să-l ții muncind, că altfel se atrofiază și ajungi idiot. Da? La final de vacanță ai citit 1.000.000 de cărți, ai rezolvat 700-800 de probleme la matematică. Aduceți-vă aminte că se făcea chestia asta și trebuia să îi le aduci în caiete profesoarei care aruncau un ochi pe ea. A, deci ți-ai făcut treaba. Da? La fizică, unde trebuia să retranscrii caiete de 200 de pagini, este domnul profesor Leoreanu. Că l-am avut profesor de fizică și dădea caietul ăla în cap, că eu am fost prost la fizică la numărul 1. Venea cu un caiet de 200 de file, care musai trebuia scris cu aceeași culoare, de la capăt, de la cap la coadă, da? Să nu schimbi pixul, să nu schimbi stiloul. Este. Și toate alea trebuiau rescrise. Când, frate? În vacanța de vară, că și așa elevul ăla ce-i trebuie să se relaxeze sau să-și ia o pauză, că vacanța de vară se cheamă vacanță, doar așa e un cuvânt. E un termen, n-are, în vacanță, practic, ești tot la școală, doar că acasă, da? Și trebuia, vă spuneam, la fizică, toate, și omul, nu știu de care l-a prins pe domn profesor Leoreanu la fizică, la școala generală numărul 1. Eu l-am prins. Un stil de a preda, nu rău, era imposibil să nu pricepi la el, da? În schimb, nu foarte răbdător, omul vorbea, preda cum vorbesc eu acum. Că eu asta mi-aduc aminte, da? Preda cum vorbesc eu acum, bă, și trebuia să scrii. Logic. Scrie-te așa. Ei, la final de trimestru sau de an, trebuia să-i prezinți un caiet în care să fie totul lizibil, cu aceeași culoare, cu schemele și cu desenele făcute frumos în clar. Păi când, căcat, frate, să le faci? Dacă o... Când, dracu, să le faci? Poate mă urmărește omul. Genul de profesor care... m-a făcut să mă intereseze fizica. Mi-a plăcut. N-am fost bun, dar mi-a plăcut. Și așa și fotbalul. Îmi place, dar nu-s bun. Nu-s bun fotbalist. Fotbalul. Da? Am dat un exemplu. Formula 1. Îmi place să mă uit la Formula 1, n-aș putea să fiu pilot. Și pe de altă parte l-am urât profund. Tocmai pe chestia asta, că în vacanțe, în loc să stau în vacanțe, trebuia să stau, să transcriu în mare parte, fără să pricep ce am, imposibil să citesc ce am scris, că scriam foarte repede și eu scriu urât oricum, dar aminte când mă grăbesc, să citesc ce am scris ca să transcriu frumos pe caietul de curat. Da? Pe de-o parte, nici așa nu-i rău, că unele informații mi-au rămas. De ce? Că le-am auzit o dată de la el, doi, că m-am chinuit să mi le aduc aminte, trei, că retranscriindu-le de pe un caiet pe altul, se întipăresc în minte. Dar rămân totuși la ideea că, într-adevăr, mult prea multă informație inutilă. Îi predai optică unui elev de clasa a 7-a sau a 6-a, optică, și nu vorbesc de, bă, cum se creează imaginea în ochi. Nu. Optică, frate. La ce îl ajută pe el în clasa a 6-a, chiar nu știu. Optica. Că nu se va face de ăsta care face ochelari, nu o să construiască telescoape, el învață niște informații generale, păi ar trebui să rămână generale. Dar nu, învățământul românesc merge în continuare pe ideea, lasă-vă, dar ce pe vremea lui Ghica nu se făcea la fel? Da, între timp au trecut niște ani, poate ar trebui să ne adaptăm și să luăm exemplu de la o țară în care elevii au rezultate extraordinare. Marea lor majoritate, nu câțiva cu care, într-adevăr, ne lăudăm noi, că nu există zi lăsată de Dumnezeu să nu vezi pe Facebook elev premiat la Cambridge, cel mai mare punctaj la Harvard, da, ăștia-s 2 elevi, 3, hai, 5, 10, 20, 50, 1000 de elevi. Restul-s proști ca noaptea. Și abandonează școala că nu fac față.
printre alte motive, că nu le place, că nu, eu, de exemplu, mie nu mi-a plăcut școala, frate, în momentul în care profesorii au început să se dea mai deștepți decât sunt, ei practic îmi predau mie din ce citesc, din aceeași carte pe care mi-au dat-o și mie, din același manual, învață ei noaptea ca să îmi predea mie a doua zi, lasă manualul și du-te acasă, că pot și eu să citesc, da? Și mă și obligă să le dau dreptate, deși undeva mai și greșesc, am decis că nu se merită. Și am știu, am folosit o greșeală, nu se merită. Corect? Poate ar trebui să luăm exemplu de la unele țări în care majoritatea elevilor sunt deștepți, mergând pe ideea, nu le dăm teme. Pentru că în momentul acela vor avea ei dorința să învețe. Nu-i oblig, că în momentul în care obligi un copil să facă psihologie, frate, unul la unul, când obligi un copil să facă ceva, nu o să facă ceva ăla. Dacă îl faci să-i placă să facă ceva, îl va face. De ce? Că îi place. Căderea de rostradum și cu asta am terminat. Dacă ar fi să caracterizezi reforma curriculară din ultimii 26 de ani, spune Staș, nu știu cine-i Staș, Marian Staș, expert în educație. Aș spune că este inexistent atâta timp cât elevii au studiat, studiază sau vor studia 15 până la 18 discipline pe semestru, nici nu poate fi vorba de reformă curriculară. Este de fapt o conservare a status quo-ului, nici de cum o transformare de arhitectură curriculară. Programele școlare sunt inadecvate prin cantitatea și calitatea informațiilor obligatorii de transmis elevilor. Eu nu am auzit de vreun profesor care să fie mulțumit pe bune de vreo programă școlară. În consecință și manualele sunt inadecvate. Curicula de liceu, două lipsuri care bat imediat la ochi, este vorba de lipsa gramaticii la limba română și lipsa geometriei la matematică. De ani de zile, profesorii atrag atenția că elevii de liceu termină clasa a 12-a cu un mare handicap educațional, n-au noțiuni de gramatică, decât ce își amintesc din clasa a 8-a, unde se și oprește gramatica, la fel și la matematică, unde geometria clasică nu se mai face la liceu, doar cea vectorială, care este utilizată la fizică. În rest, până și de la facultate lipsesc lecțiile de geometrie clasică. Da? Nu ne place. Cum am zis, mă, din articolul ăla, vai, ăla o să mi-l tatuez pe spate, articolul ăla din Adevărul, parcă. O să mi-l fac tatuaj pe spate. Românii au o mare bogăție de reforme. De idei de reforme, pardon. Sunt foarte bogați în idei de reforme. Bă, trebuie să reformăm asta. Bă, e foarte mișto, bravo, bravo. Băi, ar trebui să modificăm puțin și aici. Bă, fantastic, frumos, bună, bună idee. Bă, să modificăm și aici, aici. Idee gârlă, frate, păi dacă din noi, dintr-o idee merge în altă idee, brainstorming, idei peste idei, bun, și la final, băi, mai țineți minte, am mai făcut ceva? Na, am mai făcut nimic, ce dracu, lasă-le așa, că dacă am mers până acum, de ce să schimbi ceva ce funcționează? Răspunsul este, nu funcționează. Se vede că nu funcționează. Sunt câțiva elevi excepționali. Felicitări, v-ați axat pe câțiva elevi excepționali. Restul, sproști ca noaptea. Și tăți sunt în guvern și în parlament. Tăricianu este foarte surprins de acuzație de ucidere din culpă adusă lui Oprea. Dacă un motociclist, zice domnia sa, din coloana președintelui s-ar accidenta, ar fi acuzat președintele? Pauză. Trecem la alt caz. Domnul Tăricianu, din cauza dumneavoastră, că ați încălcat legea și ați făcut uz de influență, doi polițiști de la serviciu permise sunt cercetați, nu și dumneavoastră. Da? Deci se pare că în România nu cel care săvârșește infracțiunea este cercetat, ci cei care l-au ajutat, susținut, influențat sau nebăgat în seamă. Da? Ăia doar. Legea închide ochii când e vorba de infractor, în schimb îi ia la tură pe toți cei din jurul lui. Un motociclist și-a pierdut viața într-o coloană ilegală, formată ilegal. Oprea s-a dovedit
nu avea nevoie de coloană oficială. De altfel, dacă nu mă înșel, logic și normal și legal, președintele, primul ministru și șeful senatului au dreptul la coloană oficială. Oprea nu e niciuna din astea. El e un nene urât cu spume, cu față de om inteligent, da? Care a făcut o coloană oficială la care nu avea dreptul, coloană în care uimitor, într-o groapă în asfalt, în plin București, un motociclist aflat în coloană în care n-ar fi trebuit să se afle, a murit. Este domnul Oprea un factor care a dus la moartea omului ăla? Da, de vreme ce a cerut o coloană oficială, acolo unde nu avea nevoie și poate nici nu era legal. Domnul Tăricianu, nu mai fiți atât de surprins. Domnul Călin Popescu Tăricianu, dumneavoastră ați încălcat cumva legea folosindu-vă de influența pe care o aveți ca să obțineți un serviciu pe care l-ați obținut oricum dacă ați fi stat la coadă. În urma acestei idioțenii, doi oameni sunt pe cale să-și piardă serviciul și poate chiar libertatea. Da, trei oameni, că unul a ieșit și a cerut pensionarea. Trei oameni, dar doi sunt pe cale să-și piardă serviciul și toți trei s-ar putea să-și piardă libertatea. Potâmpenie pe care ați făcut-o, deci nu mai fiți atât de surprins. Dacă un motociclist din coloana președintelui s-ar accidenta, ar fi acuzat președintele? Nu, pentru că președintele are dreptul la coloană oficială. Dacă polițistul o pățește, o pățește la datorie. Ăsta care a pățit-o, n-a pățit-o la datorie, a pățit-o că l-ați obligat să fie într-un loc în care nu trebuia să fie. Călin Popescu Tăricianu a declarat marți că atunci când va fi dezbătută cererea DNA-ului de urmărire penală pentru ucidere din culpă pe numele lui Gabriel Oprea, înainte de a vota în Senat, se va întreba ce se întâmplă dacă ar fi implicat un motociclist din coloana președintelui într-o situație similară. Va fi președintele acuzat de ucidere din culpă? Această întrebare o pun și public. Puneți-o și public. El o să vă răspundă și publicul, dar o să conțină foarte multe cuvinte care încep cu P, M, măta, hoț, bandit, mafiot. Pregătiți-vă pentru răspunsuri de genul ăsta. Dacă pui o întrebare de genul ăsta la public, în public, păi pregătește-te și pentru răspunsuri, domnul. Foarte surprins este omul nostru. Ca să vedeți că niște viermișori ca noi, cum spuneau ăștia de la paraziții, bă, de la noi vrem respect, 33 de milioane de coate goale îndrăznesc să întrerupă și să oprească coloanele oficiale? Păi unde ne credem aici? Într-o țară în care românii au drepturi? Într-o țară în care omul are posibilitatea să ridice vocea la cine? La stăpân? Dar unde s-a inventat? Noi mergem pe tradiții străbune, bre, strămoșești. Când românului care făcea scandal, îi se punea călcâiul pe gât și îl bătea boierul cu biciu. Și acum se întâmplă exact la fel. Numai că boierul nu mai are bici, are lege. Și a făcut legile de partea lui. Și când românul ridică pumnul la el, îl bagă la închisoare. Păi cum adică? Ce face? Unde le credem aici? Într-o țară în care ai voie să spui ce vrei? Se împlinesc, uite, fantastic articol, în 1975 era publicat primul, se împlinesc, habar n-am câți ani, 41, nu? Primul articol științific scris de o pisică. Asta da informație. După ce am vorbit de Tăricianu și de Oprea, în momentul în care citești articole științifice, nu te aștepți ca unul dintre aceștia să fie scris de o mâță. Acest lucru s-a întâmplat însă în anii 70, materialul a fost semnat F.D.C. Willard, fiind foarte bine primit în comunitatea științifică. În 1975, Jack Hetherington, profesor de fizică la Universitatea de Stat din Michigan, finaliza un articol despre comportamentul atomilor la diferite temperaturi. Articolul conținea pe tot cuprinsul său mențiuni de tipul noi, după părerea noastră, sau noi considerăm.
La acea vreme, revista în care Hetherington trebuia să-și publice materialul, accepta articole scrise la plural, doar dacă acestea aparțineau mai multor autori, pentru că profesorul american nu și-a mai putut modifica articolul și mai mult, pentru atât nu dorea ca numele său să fie asociat cu al altor cercetători, a decis să o numească, în fine, ca și cu autoarea studiului, pe mâța lui siameză, Chester. Profesorul a specificat că nu putea să semneze doar Chester, a pus FDC Willard, unde FDC reprezintă Felix Domesticus Chester, iar Willard este numărul tatăl. Numele. Deci mâța n-a scris, mă, nimic. Da, mâța a fost întâmplător acolo și ăsta a greșit articolul. Și în loc să-l scrie la singular, l-a scris la plural. Da? Dar există, ca și autor, mâța asta. Asta e articol de presă. Ca fapt divers, așa. Deci când auziți că cineva a scris un articol cu curu, că se scrie în România și așa, să știți că sunt doi autori acolo. E cel care a apăsat efectiv pe taste și partea gânditoare. De aceea se numește un articol scris cu fundul. O chestie care mă pune cumva pe gânduri, încă de ieri am început niște discuții de istoria teologiei și istoria religiei cu părinții mei, cu care am deseori aceste discuții, mai mult ca să-i trolez, ca să-i enervez, pentru că ei sunt oameni credincioși, iar eu sunt mai de genul trebuie să pun mâna pe o chestie ca să știu că e acolo. Despre Abel, Cain și unde anume și-a găsit Cain nevastă. În ținutul Nod. Iată de simplu, Dumnezeu brusc a făcut o altă parte a pământului și acolo alți oameni, deci Adam și Eva. În fine, nu mă bag în discuții de astea, Dumnezeu poate face absolut orice și punct. Ăsta este argumentul final. Dumnezeu poate să facă orice. Da? Văd articolul ăsta dimineață, care mă pune așa într-o... Noi ne-am obișnuit, ajung imediat să vă spun, ne-am obișnuit cu... Star Wars, în 7 bucăți, 8-9 care urmează, trilogia Stăpânul Inelelor, da? Unde personajul principal evoluează cumva, acțiunea evoluează cu personajul principal prin plan. Ne-am obișnuit cu hobbiții, nu, ăia-s, da? Stăpânul Inelelor, zi-mă ăilalți. Harry Potter, în care acțiunea evoluează odată cu personajul principal în prim plan. Gândiți-vă la toate filmele la care s-au făcut continuări, The Avengers, da, Răzbunătorii sau cum dracu s-a tradus în limba română, a dracu până și Dallas-ul, 700 de episoade, dar au rămas personajele principale și în general filmul se oprește atunci când personajul principal se duce pe curlavale, nu mai există, pentru că neavând personaj principal, e cam nașpa. Și ajung la faza cu Mel Gibson, care a confirmat că lucrează la o continuare pentru filmul Patimile lui Hristos. Mie mi-a plăcut fantastic de mult filmul ăsta. Deși a fost considerat o erezie, Mel Gibson a primit un miliard de amenințări, l-a făcut foarte real filmul. Dacă n-ați văzut Patimile lui Hristos, vă rog, vedeți-l. Sunt 3 ore de bătaie constantă. Cel mai uman Iisus Hristos pe care l-am văzut vreodată. Mi-a mers la suflet. Da? 3 ore de bătaie constantă, ca pe vremuri. 3 ore de dubii, 3 ore de reîntoarcere la hotărârea inițială, n-a durat 3 ore. De dubii din nou, de îndoieli, oare e o idee bună, oare să merg pe direcția asta, hai să mă întorc pe direcția. Foarte fain filmul, e foarte uman, Iisus, cel mai uman Iisus pe care l-am văzut, că el până a murit, om a fost. A plâns, a râs, a făcut pipi, cu siguranță a făcut și treaba mare, a sângerat. Nu am să merg mai departe să spun că probabil a și iubit, fost îndrăgostit și o fi făcut și alte alea. N-am să mă bag, deși sunt o grămadă de oameni cu care eu în mare sunt de acord, dar ca să nu generez discuții, până a fi
mort, a fost foarte viu. Asta voi spune. Mel Gibson confirmă că lucrează la o continuare pentru patimile lui Hristos. Și nu pot să nu mă întreb care continuare? Că s-a dus la cer, prin nor. S-a vorbit de cele 3 zile, 4 zile cât a mai rămas el pe pământ? Cât s-a întors și a vorbit cu apostolii? Ăsta o să fie tot filmul. Care e continuarea la patimile lui Hristos? Ați văzut prima parte, dacă n-ați văzut-o, vedeți-o. Vă zic eu cum se termină. Exact cum se încheie toate, îl crucifică. Și omul urcă la cer. Care e continuarea la patimile lui Hristos? Având o apariție surpriză la evenimentul So-Called Harvest în California duminică seară, Gibson a mărturisit gazdei că lucrările privind continuarea filmului se află abia la început. Nu se va numi Patimile lui Hristos 2 sau Reloaded, ci va avea titlul Învierea. Desigur, este ceva uriaș. Mă, sincer, aș vrea să-l văd. Aș vrea să-l văd, numai sper să nu facă cum au făcut ăștia cu filmul Îngeri și Demoni, după Dan Brown, care a făcut un film, primul, care s-a numit Da Vinci Code. Nu el a făcut, regizorul, cine a făcut filmul, da, după carte, l-a făcut exact cum era cartea, cu toate intrigele și cu toate chestiile din interiorul bisericii catolice și cu toată logica, da, care duce la scenarii, dorință de putere, mai multă influență, așa mai departe, și undeva probabil că omul a primit niște telefoane, regizorul, și i s-a spus, băi, Vasile, mai ușor cu chestia asta, că te dăm afară din... te excomunicăm și o să arzi în iad, da? Și omul, probabil că fiind și el un credincios de felul lui, a făcut al doilea film și eu am citit și cartea, am văzut și filmul și, deși am fost încântat de Codul lui Da Vinci, că s-a mers oarecum în litera cărții, la Îngeri și Demoni am văzut foarte mare schimbare. Tot ce era în carte care ar fi putut prejudicia imaginea Bisericii Catolice și a influenței Vaticanului în viața oricăruia dintre noi, în film a dispărut. E o chestie de porc care nu se face. Adică dacă ai testicole, ține-le până la capăt. Nu se face. Și sper, după ce Mel Gibson a făcut filmul Patimile lui Hristos și știu sigur că a primit amenințări cu moartea și o droaie de telefoane pentru că l-au făcut prea uman, că l-au făcut să sângereze prea mult, că rănile au fost prea deschise și că Iisus n-a fost așa, el a mers cu tărie, cu fruntea sus până la capăt și așa mai departe, da, ca fiul al lui Dumnezeu, fără... prea uman l-au făcut, prea l-au chinuit, prea l-au făcut să geamă, prea, da... va face partea a doua a filmului care se va numi Învierea și sper să nu-l strice. Sincer. Sper să nu-l strice la sugestia unor oameni foarte influenți. Patimile lui Hristos l-a avut un rol principal pe Jim Caviezel și a încasat 612 milioane de dolari în box office-ul oficial. Da. Reacția Elenei Băsescu după ce a aflat că a divorțat? După ce s-a aflat că a divorțat? A divorțat Elena Băsescu. Bă, n-au baftă fetele Băsescu, așa-i? N-au baftă nici de tată președinte, n-au tată nici de soți cunoscuți. Prima, Oana, parcă, nu? Sau cum o cheamă? Nu, aia e Oana Roman. Cum o cheamă pe prima? S-a măritat cu ăsta de la Bere Gratis, Spitalul de Urgență Bere Gratis? Proconsul. S-a măritat cu ăsta de la Proconsul, care săra cu Bodo și a dat seama la timp în ce a intrat și a cam ieșit din această relație, felație și căsnicie. Sida a lăsat-o pe Elena Băsescu. A toate sclipitoarea Elena Băsescu. S-a aflat că a divorțat.
Băi, Sida îl cheamă, habar n-am. Elena Băsescu și Bogdan Ionescu au divorțat după un mariaj de 4 ani, informația fiind confirmată de fiica fostului președinte al României pe pagina sa de Facebook, după ce în presă au apărut informații. Și după ce în presă au apărut chiar și glume, că s-a prins și ăla că tatăl ăsta nu mai e președinte. Așa de interesat ce era omul de politică și de alte alea, încât cum? Nu mai e tatăl președinte? Păi nu, de vreo 4 ani. Ha! La revedere! Da, sperăm că reprezentanții mass media vor da dovadă de înțelegere și vor respecta intimitatea și dreptul la viață personală ale fiecăruia dintre noi. Acesta este singurul comentariu pe care vom face pe acest subiect. Wow! Asta a scris Elena Băsescu. În limba română chiar. Intimitate? Când ești Elena Băsescu, nu ai intimitate, frate. De ce n-a cerut intimitate când a primit o taicăsă cu brațele deschise în partid și s-au făcut 876 de ore de știre pe chestia asta? Atunci n-am avut nevoie de intimitate? Doamne, aș vrea să intru în partidul ăsta, dar am să rog reprezentanții presei să nu facă mare tam-tam, pentru că îmi doresc intimitate și, da, e o alegere personală, nu ține de, nu mi-a dat tata pe linie de partid obligația asta să mă înscriu în partid, da? Nu, s-a făcut, atunci n-a avut nevoie de intimitate și viață personală. Ești persoană publică, soro. Chinion pentru tine. Familia Ionescu Băsescu, de comun acord și de manieră amiabilă, a decis să pună punct căsniciei începând în 2012, separarea se produce prin procedură notarială. În acest moment locuim deja separat, ea singură și el cu toate celelalte prietene. Selena Gomez se retrage un timp din carieră după o depresie și atacuri de panică. Selena Gomez, în vârstă de 24 de ani, a făcut publică decizia de a se retrage chiar în timpul turneului mondial Revival, la un an după ce a anunțat că a fost diagnosticată cu lupus. Din păcate, este o boală autoimună care distruge organismul și afectează aproximativ 1,5 milioane de americani, potrivit fundației. Păi, dar de ce a luat-o și pe ea? Că e mexicancă. De fapt, a spus americani, da? Și nu o să fiu o bulangiu la care să spună că Statele Unite sunt America. America înseamnă Alaska, cu tot cu Statele Unite, Canada, America Latină, America de Sud. Da, vreau să fiu proactivă, spune Selena Gomez, să mă îngrijesc de propria mea. Măi, sunt două fete, două femei pe care le-aș lua acasă mâine. În toată lumea și cu care m-aș însura și aș face copii și aș fi fericit până la adânci bătrâneți. Una din ele ar fi Selena Gomez. Nu mă întreba de ce. Are ea chestia aia de Mexico, da? Dar pe asta aș lua acasă cu o singură condiție și o să fiu porc și nesimțit și misogin, dar mă dă la bască și știu că o să înțelegeți. Ar trebui să o spăl cu 800 de băi de acid clorhidric pentru că a atins o bouă ăla de Justin Bieber. Și până nu o dezinfectez total, o să fie greu cu ea. A doua, neamțule, care este a doua tipă pe care îi luau mâine acasă, toate așteptând? Zi de mine, nu. Cum o cheamă pe ucrainean ca aia de a ajuns celebră? Ochi mari, brunetă, sunt mici. Zim. Ea cam scapă numele. Da? Aia. Am eu o chestie cu brunetele. Oci una ar fi Selena Gomez și cealaltă ar fi... Bă, cum o cheamă pe ucrainean ca, bă? Care vorbește și o țară de română și edita actrița în Statele Unite și a jucat în nu știu ce filme. Nu Selena Gomez, bre. Zi cum o cheamă. Vai de mine, a jucat în Jupiter Ascending. Friends with Benefits? Hai, nimeni? Cum o cheamă? Astea două, da, ca idee. Într-o perioadă mai aveam niște fixații, dar anul ăsta bag seama că sunt astea două. Deci, pe Selena Gomez aș lua o mâine acasă, dar o să trebuiască să o spăl în acid clorhidric pentru că a atins-o Justin Bieber înainte și n-aș vrea să se ia. Și pe asta la altă... Mila Kunis! Așa e, mulțumesc! Mila Kunis, frate! Bă, Mila Kunis aș lua-o pur și simplu. Mie îmi place copila aia. Copilă, îmi făceam unghiile. Da, îmi pare rău că Selena Gomez se retrage, n-am ascultat niciodată muzica ei, habar n-am cum cântă, de altă parte cui îi pasă. Sper că n-a luat lupus după ce s-a despărțit de ăla.
A venit Crăciunul, bre, numai eu aud zurgălăi. Cu asta închei, jihadiștii de la Statul Islamic interzic burca, după ce au obligat pe toate femeile din zonă să poarte burca și le-au aruncat de pe clădiri și le-au băgat până la gât în pământ și le-au bătut cu pietre și le-au omorât și le-au dat foc și le-au decapitat pentru că erau prea indecente în fața lui Allah. Acum încearcă să le interzică burca pentru că sub fiecare haină de aia se poate ascunde un ucigaș. A început să se întoarcă roata, mi se pare mie. Adică le-a ajuns frica așa de tare că toate statele lumii și-au trimis asasini și echipe să lupte cu ăștia pe care i-au creat tot ei. Da, în fine, lăsăm la o parte istoria ISIS, să venim în partea de prezent. Da? Și le e frică, bre, că sub fiecare burca, burca înseamnă în hainele alea care acoperă o femeie de sus până jos. Nu știi cine e de desubt. S-ar putea să fie echipa A. Da? Și atunci vor să interzică burca. Hainele alea care te acoperă de sus până jos, că le-i frică că în burca aia n-ai de unde să știi cine ești, s-ar putea să fie asasini. Târșăloși. Jihadiștii de la ISIL, spun unii, de aia să le spun Daesh în continuare, ei interzic burca după ce au fost atacați de femei care au purtat vărul islamic. Scrie Lesoar, care citează postul de televiziune Al Alam, controlat de guvernul de la Teheran și care emite în toată lumea arabă. Paradoxal, tot teroriștii de la Daesh au impus în ultimii 2 ani portul acestui văl în regiunile din Siria și Irak pe care le controlează. Dacă femeile nu respectau această dispoziție, erau torturate și chiar ucise. Ironic, în presa internațională, jihadiștii sunt comparați cu autoritățile franceze care au interzis recent burkinii pe plajele de pe Riviera franceză. O să se oprească și ăștia la un moment dat. Doamnelor, așa cum mă opresc și eu. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și rămâne să ne vedem mai vesel la următoarea ediție. Nu mai spun când e, că niciodată nu se întâmplă să fie cum zic eu. La următoarea ediție a 24 de titluri. Până atunci însă, ca de fiecare dată, toate bune!